O fetiță din Oradea ne învață cea mai importantă lecție de responsabilitate și de iubire. Ariana are 12 ani și a aflat că are COVID. Mama ei, singurul părinte care a crescut-o, a avut cancer. Iar fetița și-a dat seama imediat că o poate pune în pericol de moarte. Fără să stea pe gânduri, și-a făcut bagajele și a plecat singură la spital în izolare. Ariana a primit diagnosticul după ce s-a jucat fără să știe cu o fetiță infectată cu coronavirus. Copila a luat o decizie grea și pentru oamenii mari. A insistat să fie internată în spital singură pentru a-și proteja mama. Femeia a suferit o operație din cauza unei afecțiuni oncologice, iar copilul s-a temut că o expune unui pericol fatal. Ea știa, Doamne ferește, dacă mi se întâmplă mie, noi am trecut. Prin ce am trecut și ea știe cât am fost eu în spital 3 zile. Cadrele medicale de la spitalul din Oradea sunt impresionate de micuța pacientă, care le oferă tuturor o adevărată lecție de viață. Ce m-a impresionat cel mai mult a fost maturitatea acestui copil. Este foarte conștientă de pericolul pe care reprezintă infecția cu COVID-19. Este o tânără foarte curajoasă și este o tânără minunată. Era foarte informată. Mi-a spus că s-a documentat, a consultat și articole medicale, era familiarizată și cu termenii medicali. Ariana a descoperit pe internet că și persoanele fără simptome pot transmite virusul și, așa cum alți copii cer voie să meargă la joacă, ea a rugat-o pe mama ei să o lase la spital. Și vă dați seama că nu eram de acord ca ea să plece de aici și să plece în condițiile care au plecat. Te duci undeva, te duci în excursie, ok, dar nu așa. Ariana și-a făcut singură bagajul și și-a convins mama să sune la salvare. M-am panicat, nu știam ce să fac, m-a avut și flânt la un moment dat, nu știam cum să reacționez. Pur și simplu mi-am luat viziera și mi-am luat mânușile, m-am dus să stau afară. Gândul meu a fost că nu mai intru în casă niciodată, să nu cumva să se îmbolnăvească. I-am spus să stea departe de mine, aș face absolut, absolut orice să o protejez. M-a crescut absolut foarte greu și o să știu dat pe viață. Nu puteam imagina ca eu să-i și dat virusul acesta. Cele două vorbesc la telefon în fiecare zi, dar distanța se simte în fiecare clipă. Este greu, eu de 12 ani n-am stat niciodată atât de mult despărțit de mama mea. Să știi că stai, o să spun, într-o cutie. Absolut toată ziua și nu ai voie să faci absolut nimic. Acum chiar e ok, se simte ok. Dimineața era un pic așa bătută, când mai rezistă. Mă simt, zice, închisă ca într-o cutie de chibrite, nu mai rezist. Deocamdată nu se pune problema externării, dar cum Ariana este un pacient model, iar simptomele ei sunt ușoare, medicii sunt optimiști și speră ca peste 2 săptămâni testul să iasă negativ.